Astăzi ne întâlnim cu Cristi Simion, cu ocazia unui târg de carte online, Elephant Fest, organizat de Elephant. Mulțumim că ai acceptat să vii alături de noi. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, dar am simțit că am fost aproape în fiecare clipă prin cărțile pe care le-ai scris. Editura 3 și Cris Simion au o prietenie lungă, care s-a constituit în jurul cărților pe care Cris le-a scris și le-a publicat. Trec puțin prin ele. Am început prin Ce ne spunem când nu ne vorbim, am publicat apoi 40 de zile, În fiecare zi Dumnezeu se roagă la mine, Imperativele adolescenței, o carte cu care reunește textele scrise de Cris Simion în perioada liceului, și Care dintre noi. Vom vorbi puțin despre toate aceste cărți. Vreau să spun câteva cuvinte despre această autoare care este prietenul nostru al editurii 3 și pentru mine personal este o revelație, atât prin ce scrie cât și prin ce face. Pentru că citind cărțile, ceea ce mulți dintre cititorii noștri deja au făcut, trăiești ceva, echivalentul unei experiențe spirituale, este vorba de această chemare puternică, violentă și eficace către autenticitate la care Chris ne îndeamnă. Ideea cheie sub care eu aș rezuma cărțile pe care le-a scris este următoarea. Îndrăznește să sapi în tine, chiar dacă asta riscă să te lase răvășit și răscolit. Ei bine, pornind de la această descriere, Cris, aș vrea să te întreb următorul lucru. Care este cartea pe care tu o iubești cel mai mult și cum ai recomanda-o cititorilor tăi? Știu că este greu să alegi, tocmai de asta mă adresez ție. Probabil că toată lumea s-ar aștepta să spun Ce ne spunem când nu ne vorbim, pentru că este probabil romanul care a beneficiat de cea mai mare promovare și pe care cred că îl au cei mai mulți. Foarte puțini au legat 40 de zile de Ce ne spunem când nu ne vorbim. 40 de zile este o continuare de la Ce ne spunem când nu ne vorbim și este cartea mea de suflet până acum, până în momentul acesta, pentru că poate este singura pe care poți să o citești ca pe un exercițiu de introspecție și analiză. Nu este un roman ficțiune, așa cum mă desfășor în celelalte. Este un roman psihologic inspirat 100% din ceea ce am trăit și poate prima dată în care am avut curajul să mă arăt fără nicio mască. A fost o carte pe care am dedicat-o tatălui meu. Am scris-o în 40 de zile, din ziua în care el a murit până când s-au împlinit 40 de zile. Am scris-o în postul Crăciunului, care are 40 de zile, deci titlul s-a cerut. Nu am știut că am cuprins povestea în 40 de zile decât în momentul în care am început să citesc ce am scris și erau 40 de povești pe care n-am apucat să-i le spun tatălui meu în realitate, ce am făcut-o prin intermediul acestui roman. Cred că fiecare dintre noi avem o zonă de mister și o zonă în care ne ascundem și pe care nu avem curajul să o mărturisim atunci când poate celălalt ar avea nevoie de asta. Și cred că acolo o să ne intersectăm. Citiți 40 de zile cu gândul că este o continuare de la Ce ne spunem când nu ne vorbim, dar ele pot fi citite și independent. De fapt, asta voiam să te întreb acum. 40 de zile, să ne înțelegem, este scrisă și publicată după Ce ne spunem când nu ne vorbim. Este o chestie care m-a șocat, reluând povestea, punând cap la cap povestea cărților tale. Simți că există o legătură între cărțile tale și când te întreb asta, este vorba de ceva care s-a creat prin scris, ceva ce nu ai postulat dinainte.
nu te-ai gândit la 40 de zile în momentul în care scriei ce ne spunem când nu ne vorbim. Și mai vreau să semnalez un lucru foarte ciudat. Este vorba de Care dintre noi? Cartea ta cu fotografie, însoțită de fotografiile făcute de Cătălina Flămânzeanu. Ei bine, această carte este cartea unei experiențe revelatorii, unei experiențe dureroase, cartea perioadei în care ai fost bolnavă de cancer și practic ai consemnat trăirile, fricile, durerile și iluminările pe care le-ai avut în această perioadă. Aceasta este Care dintre noi, cartea album. În schimb, prima carte publicată, Ce ne spunem când nu ne vorbim, publicată la editura 3, vă reamintesc, apare chiar pe copertă, se caracterizează așa. Un diagnostic fatal o determină să o ia la fugă și să se ascundă, fără nicio explicație. Este povestea unei fete care descoperă că are cancer. E fabulos, este cutremurător. Scrii cu niște ani buni înainte o carte despre o fată care are cancer pentru ca ulterior să scrie o carte despre tine și despre cancerul prin care ai trecut tu. Cine a făcut această legătură între cărți? Că tu intenționat nu le-ai făcut, deci este o voce din tine, cred. Da, sunt cele două mari ipoteze, că poți să-ți influențezi viața și destinul și, de fapt, prin ceea ce gândești și prin ceea ce proiectezi să-ți construiești existența, sau poate să fie o coincidență și atât. Oricum este straniu, pentru că eu am scris Ce ne spunem când nu ne vorbim între 2002 și 2010, 8 ani de zile. La vremea respectivă nu cunoșteam pe nimeni bolnav de cancer, nu citisem nimic despre această boală și cu toate acestea mi-am îmbolnăvit personajul principal de cancer. Și sunt câteva pagini cu o descriere atât de fidelă acestui diagnostic, încât și pe mine mă miră intuiția pe care am avut-o în momentul în care am scris-o, neavând o sursă reală de inspirație. În 2018, când făceam chimioterapia și radioterapia, o prietenă m-a sunat când a aflat prin ce trec și mi-a spus, deci nu se poate, du-te și citește ce ai scris în Ce ne spunem când nu ne vorbim, de la pagina de la pagina de. Uitasem total de personaj, de boala pe care i-am atribuit-o. În momentul în care am citit, nu credeam că personajul meu a trecut prin tot ceea ce eu treceam la momentul respectiv, dar într-o fidelitate care m-a speriat. Deci era o analiză și o introspecție pe care eu le aveam în viața mea reală după ani. Da, este o legătură cu siguranță. Eu nu o consider ca fiind o coincidență, nu e o întâmplare. Care dintre noi, cartea album, este un jurnal al emoțiilor reale. Ce ne spunem când nu ne vorbim la vremea respectivă a fost un jurnal al emoțiilor, dar neavând curajul să-mi asum acea poveste în totalitate, am ambalat-o în spatele unor personaje și am croșetat un scenariu care să mă ajute să scot din mine tot ce aveam la nivelul trăirilor de atunci. Și iată că viața m-a condus într-un moment în care să simt real ce a simțit personajul meu în momentul în care scriam. Cred că pe undeva m-am avea dreptate când spunea ai grijă ce faci cu mintea ta, pentru că este periculoasă și este periculos să-ți imaginezi lucruri și cu cât ți le imaginezi mai puternic și ești acolo 100%, cu atât mai mult ai șanse să ți se întâmple. Evident că atunci când scriam nu m-am gândit o să... Asta sună puțin scary, nu? Da, cred că e așa. Că, cred că nu știu, nu cred că e ceva întâmplător, nici la nivelul emoțiilor noastre, nici la nivelul gândurilor și cred că undeva tot ceea ce naștem în noi se transpune în realitatea noastră mai devreme sau mai târziu. Mă gândesc că dacă literatura creează universuri posibile, un univers alternativ, o face pentru a ne elibera de lumile dureroase pe care le închidem în noi.
Cred că literatura totuși ne ajută să ajungem la lumină. Într-un fel sau altul, cred că spui și tu chestia asta, pentru că în care dintre noi vorbești despre faptul că, mă rog, cancerul a desființat toate posibilitățile și că ai luat totul de la zero și că, de fapt, ca urmare a acestei experiențe, ai ajuns să te iubești pe tine. Și nu numai atât, într-o perioadă scurtă de un an de zile, că atât a durat tratamentul, am reușit să-mi rezolv, să-mi vindec răni pe care poate alții nu și le vindecă într-o viață. Și prin suferința și durerea pe care le-am exersat în urma tratamentului, am reușit să fac un proces de catarsis. Dar cred că ține foarte mult și de perspectiva pe care o ai în momentul în care ești pus într-o situație extremă, indiferent că este boală sau că este altceva. Pentru că o situație extremă este o situație de autocunoaștere, de autoanaliză și cred că ține foarte mult de unghiul de subiectiv de a te poziționa în fața acelei experiențe. Dacă vrei să vezi partea pozitivă a ei și vrei să depășești limita umbrelor și a demonilor, atunci cu siguranță ieși în lumină la final. Dar cred că ține numai de tine, de perspectiva cu care ataci o situație. Eu sunt destul de kamikaze. Când apare o situație extremă, mă folosesc de ea. Nu las situația să mă folosească pe mine. Și atunci storc cât de mult pot din acea situație, gândindu-mă că la un moment dat o să treacă și dacă nu profit de momentul în care sunt, ce o să fac după? Că ea oricum o să treacă, mai devreme sau mai târziu. Da, categoric, ceea ce scrii aduce lumină. Cărțile tale aduc lumină și chiar dacă, mă rog, însoțindu-te ca cititor, treci prin niște stări de furtună interioară, ți le provoci, pentru că tu le provoci cititorului care te citește, ei bine, de fapt, la capătul acestui drum este lumină. Am simțit asta tot timpul și nu doar eu, ci toți nenumărații cititori pe care îi ai de ani de zile. Eu cred că a te scoate din confort este cel mai sănătos exercițiu pe care poți să-l faci în viața asta, care oricum trece foarte mult în risipire și în neatenție și în lipsă de prezență, de trezire. Și cred că a te scoate din zona de comoditate unde ți este călduț și unde este foarte multă rutină, cred că este șansa ta ca om să atingi ce e esențial. Poate, cum spui tu, în imperativele adolescenței, erai mică, erai tânără, dar ziceai foarte bine. În primul rând, a te scoate în starea de clișeu. Adică este vorba, în primul rând, de caracteristica clișeistică a confortului, faptul că nu mai întrebi, nu mai cauți. Dar am totuși... Am totuși o întrebare. Da. Pentru că am vorbit despre ce ne spunem când nu ne vorbim, am vorbit și despre imperativele adolescenței, cartea ta de adolescență, pentru că am vorbit despre 40 de zile, personal o îndrăgesc cel mai mult, tocmai pentru că este o carte de 40 de zile, este ca un post, ca un exercițiu spiritual. Am vorbit despre care dintre noi și despre fiecare zi Dumnezeu se roagă la mine. Ce ne pregătești? Pentru că știu că scrii, știu că, de fapt, nu poți să stai fără să scrii. Știu că ești chiar scrisul pe care îl trăiești. Închid trilogia, ce ne spunem când nu ne vorbim 40 de zile. Acum se închide un cerc, practic. Se închide o etapă din viața mea cu romanul Ce n-am putut ierta. Partea a treia a trilogiei, care este inspirată din perioada de boală, din perioada pe care am traversat-o cu tratamentul
și care are legătură cu începutul din ce ne spunem când ne vorbim. Nu vreau să te întreb, să dezvălui foarte mult. Ce n-am putut ierta ne îmbolnăvește sau ne dă forță să mergem mai departe? Păi, până în momentul acesta, cărțile mele au vindecat. Sau cel puțin asta și-au propus, să închidă ferestre și răni. Așa că, cel puțin și în ce n-am putut ierta, există această zonă de lumină și de provocare la un exercițiu de catarsis. Eu una de-abia aștept să avem această carte, să o citesc prima și să o recomand lectorilor noștri. Cris, îți mulțumesc și îți doresc multă seninătate. Mescul meu o să fie altfel, o să fie prin gândul pe care l-am descoperit în timp ce lucram la ce n-am putut ierta. Tot ceea ce nu scoatem în noi, tot ceea ce menținem ca frică, ca umbră, ca demon, se transformă în boală. Tot ceea ce nu iertăm se transformă în boală. Așa că ce n-am putut ierta este un mulțumesc pe care l-aduc vieții.